În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea iubite părinte și frate împrăslujitor, diaconia ta, iubiți credincioși, credincioase, dragi părinți, dragi bunici, dragi nași, iubiți credincioși și credincioase. Un cuvânt pe care îl găsim precum o concluzie la Sfânta și Dumnezească slujba botezului spune așa: botezat-te ai, luminat-te ai, sfințit-te ai, spălat-te ai, curățat-te ai, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Această înșiruire de fapte, de împliniri, dacă vreți, în Duhul Sfânt, nu este o înșiruire făcută de biserică doar așa pentru că sună bine într-un moment în care preotul săvârșitor împlinește ritualul fizic al ștergerii Sfântului și Marului Mir de pe locurile care, în care mai înainte s-au pecetuit cu acela Sfânt Mir trupul celei care s-a botezat. Ci în timp ce preotul șterge pecetea fizică, lăsând-o pe cea dovnicească a tainei mirungerii, el de fapt concluzionează prin aceste cuvinte ceea ce s-a întâmplat în taina Sfântului și Dumnezeescului botez. Și haideți că le luăm pe rând așa în câteva cuvinte, pentru că ar fi multe de vorbit doar la subiectul acesta pe care l-am deschis. Botezatul te-ai. În primul rând, nu o să căutăm să dăm o definiție a Sfântului botez, ci aș vrea să subliniez importanța Sfântului botez. Importanța Sfântului botez ne-o dă însuși Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos atunci când spune: de nu se va naște omul din apă și din Duh, nu va putea intra în împărăția cerurilor. Ce cuvinte grele! Cât de mult cântăresc aceste cuvinte care, atenție iubiții mei, nu sunt rostite nici de gură de apostol, nici de profet, nici de proroc, nici măcar de înger din ceruri, ci sunt rostite aceste cuvinte de către Cel care va judeca vii și morții, așa cum am spus și acum la taina Sfântului Botez, în întreita rostirea crezului nostru, și a cărei împărăție nu avea sfârșit. De Domnul nostru Iisus Hristos, deci iată, o condiție primordială pentru ca omul să intre în împărăția lui Dumnezeu este taina Sfântului și Dumnezeescului Botez. Și desigur, lucrul acesta, sau lucrarea aceasta, mai bine zis, ne-am adunat să o împlinim astăzi, aici în biserică, pentru micuța Iustina Ingrid. Și din taina Sfântului Botez, pe care prin darul lui Dumnezeu, iată, adunați doi sau trei numele Domnului, cum spune atât de frumos Scriptura, am împlinit-o, decurg toate celelalte. Iustina Ingrid, prunca cea mică, a fost botezată prin întreita fundare. Dar imediat după ce a fost afundată, cuvântul preotului spune așa, când copilul se scos din cristelniță: acum am fost doi. Și știți cum e, unde sunt doi, poate e un pic mai greu de înțeles. Când unul singur, știe preotul bine ce are de făcut, rămâne doar pe el tot jugul acesta al slujirii, și atunci, desigur, că toate se succed mult mai firesc, să zicem așa, sau mai bine zis, într-un mod în care noi înșine ne-am obișnuit în slujirea noastră. Dar imediat ce preotul scoate copilul din cristelniță, spune așa: se îmbracă roaba lui Dumnezeu cu fața, întorcându-o către icoana, în numele celui care s-a botezat în icoana, către icoana Mântuitorului Iisus Hristos, spune: se îmbracă roaba lui Dumnezeu Iustina Ingrid în haina dreptății, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, se cântă atât de frumos, nu e așa, atunci când se dă lumânarea de către strană, arătându-se că cel nou botezat, sau în cazul acesta cea nou botezată, se îmbracă în haină de lumină, iubiții mei. În haina cea luminoasă a Harului Duhului Sfânt, pentru că apa din cristelniță care preînchipuie pântecele Bisericii lui Hristos, a Miresului Hristos, nu este o simplă apă, o apă ca toate celelalte, ci este apă plină de Duhul Sfânt. Apa cea vie despre care vorbește atât de frumos Hristos în Sfânta Evanghelie, la întâlnirea la fântâna lui Iacov cu fotinii, sau cu luminița, cum am spune noi românii, dacă ar fi ruși, am zice Svetlana, dacă mi-aduc bine aminte, că așa se rostește, îmi încuvințează cei care cunosc limba rusă.
Deci, iată, apa cea vie plină de Duhul Sfânt în care micuța Iustina a fost îmbăiată, o umple pe ea de lumină. Dar nu ne referim aici la lumină pe care o aprindem sau o stingem de la un întrerupător banal, ci este vorba de lumina cerească. Aduceți-vă aminte la creație, mai înainte de a se face soarele și luna, luminătorii cerului în ziua a patra. Lumina a fost mai înainte, Dumnezeu însuși fiind lumină. Și tot ceea ce se unește cu Dumnezeu se umple de lumina Duhului Sfânt. Deci, botezatul te-ai și prin botez se umple omul de lumină. Botezatul te-ai, luminatul te-ai, sfințitul te-ai. Actul de sfințire al omului, iubiții mei, este, dacă vreți, o condiție primordială pentru noi. De fapt, tot ceea ce facem noi, faptul că am fost azi la biserică, la Sfânta Liturghie, faptul că ne spovedim, faptul că ne împărtășim, după cum ne cer canonele fiecare dată, cât mai des cu putință, cu frică, cu credință și cu dragoste, au ca scop, până la urmă, sfințirea vieții noastre. Cel ce ne învrednicește, că nu ne putem noi învrednici, orice am face pe pământul acesta, Hristos Domnul, acela ne cheamă de fiecare dată la sfințenie. Și vedeți că adeseori mi se pare puțin greu. Pentru că în viața de zi cu zi, pentru a dobândi sfințenia, în primul rând trebuie să renunțăm la noi. Pentru că vasul sufletului nostru, ca să-l putem umple de Duhul Sfânt, de Hristos, în primul rând trebuie să dăm afară, să golim din mâlul faptelor noastre adeseori păcătoase și egoiste. Și atunci, iată, sfințenia, iubiții mei, după care se pare că alergăm toată viața ca să dobândim raiul, de fapt ni se dăruiește în dar. Și faptul că sfințenia ni se dă în dar, o vedem acum, la taina Sfântului Botez. Ce a făcut micuța Iustina ca să dobândească astăzi sfințenia? N-a făcut nimic, am putea spune, nu-i așa? A plâns un pic. Pentru că și la nașterea fizică pruncul plânge. Ce firesc! Deci sfințenia, iubiții mei, ne-o dăruiește Dumnezeu în dar fiecăruia dintre noi. Ca primă pecete ne-o dăruiește la taina Sfântului Botez. Când pruncul, când omul cel nou botezat, indiferent de vârsta care ar avea-o, devine cetățean al împărăției cerurilor. Aduceți-vă aminte că apostolii mergea la Mântuitorul și a spus: Doamne, numele Tău, și diavolii fug de noi și se cutremură, și a zis Mântuitorul, un pic mustrându-i așa, atingându-i peste obraz cu cuvântul dulce al iubirii sale, pentru că ei se mândriseră, au crezut că sunt puternici, că sunt mari, câte daruri au ei. Și Mântuitorul a zis: nu vă bucurați că numele meu, nu, numele vostru, numele meu, diavolii fug, se cutremură de voi. Dar vă zic în schimb, bucurați-vă că numele voastre au fost scrise în ceruri. Deci, vedeți, mi se dăruiește în dar sfințenia și prin sfințenie, dacă vreți, așa cum aduceți-vă aminte cei care ați venit în alte vremuri când era viza Schengen, nu-i așa? Cine avea viză Schengen avea drept de ședere, nu-i așa? Și ce bucurie mare erau pentru cei care, aici sunteți mulți tineri, dar unii dintre dumneavoastră poate ați prins vremurile acelea. Cine avea viză Schengen putea să stea liniștit, cine nu, era greu. Gândiți-vă că sfințenia, de fapt, este, dacă vreți, pecetea cetățeniei fiecărui suflet pentru împărăția lui Dumnezeu, care, de fapt, este singura țară după care suntem, de fapt, cu adevărat chemați să tânjim. Singura țară. De ce? Pentru că ea este veșnică, este netrecătoare, este plin de har, de bucurie și de binecuvântare. Deci, botezatul te-ai, luminatul te-ai, sfințitul te-ai, și apoi miruitul te-ai. În taina Sfântului Botez, de obicei, când ajunge momentul miruirii, încă n-a trecut bine emoția botezului, a scăldării în cristelniță, care este, așa cum vă spuneam, pântecele mirese lui Hristos, biserica. Încă lumea nu s-a dumirit, nu s-a așezat bine, că deja Părintele rostește acolo cu bucurie domnicească o rugăciune prin care cheamă Harul Duhului Sfânt. Nu-L cheamă să se coboare, pentru că El deja s-a coborât, ci îl cheamă să se facă viu și lucrător în viața, în trupul și, dacă vreți, în ființa persoanei cu care
care va fi pecetuită cu Sfântul și Marele Mir. Nu o să vă zic acum ce este Sfântul și Marele Mir cu cele 36 de aromate, când se simțește în Joia Mare, care este scopul lui, întreita lui, întrebuințare a Sfântului și Marele Mir. Dar vă zic doar atât că prin Sfântul și Marele Mir se împărtășește celui nou botezat prin Duhul Sfânt darurile Duhului Sfânt. Bărbăția. Și nu mă refer la fi bărbat. Aduceți-vă aminte de femeile mironosițe ce virtutea bărbăției avuseseră ele într-o vreme în care bărbații cei puternici fugeau de frică ca să nu fie omorâți împreună cu Iisus Hristos. Deci bărbăția, cumpătarea, milostenia, dragostea, pacea, facerea de bine. Toate aceste daruri care vin ca niște veșminte peste sufletul omului care primește taina Sfântului Botez. Și de fapt aceste veșminte, iubiții mei, despre aceste veșminte se vorbește în pilda aceea atât de frumoasă a celui care se coborâ de la Ierusalim la Ierihon și coborându-se a căzut între tâlhari. Ce a făcut tâlharii? I-au rupt hainele lui, i-au rupt veșmintele lui. Credeți oare că se referea la hainele acestea fizice? Absolut deloc. Ci se referea la hainele duhovnicești cu care era pecetluit și îmbrăcat sufletul său. La fel cum un om pătimaș, păcătos, nu devine păcătoși, pătimași din prima, ci încetul cu încetul haina cea frumoasă și nouă a sufletului său, haina dreptății cu care s-a îmbrăcat la taina Sfântului Botez, se învechește, se subțiază, se murdărește și mai apoi se rupe. Și spune, au plecat lăsându-l abia viu în traducerea veche și nu-i greșită. Pentru că aici se referă, prin expresia abia viu, se referă acolo de fapt la un om care are doar o viață biologică, nu mai are viața cea duhovnicească. Ori viața biologică, oricât de mult ne-am chinuit și ne-am trudit, iubiții mei, cât poate să fie de lungă. Ce-i viața omului? 60, 70 de ani? Ne spune Ecleziastul, mai mult decât aceasta este osteneală și durere. Și vedem pe bună dreptate pe bătrâni, octogenari, nanogenari, care parcă se roagă Domnului, așteptându-și cu dragoste sfârșitul și eliberarea de pe pământul acesta. Deci, vedeți, iubiții mei, prin taina mirungerii se pecetluiește viața sufletului. Și îi dă Dumnezeu sufletului uman această îmbrăcăminte care face vrednic să intre la nunta Fiului de Împărat. Botezat-o te-ai, luminat-o te-ai, sfințit-o te-ai, miruit-o te-ai și spunem noi, spălat-o te-ai. Și acum o să ziceți, e firesc că doar am băgat copilașul în apă, s-a udat, îl ștergem, se spală. Nu are nevoie pruncul sau omul matur care se botează, nu vine la biserică să-și facă el baia cotidiană aici, să-și facă toaleta dacă vreți. Absolut deloc. Este vorba de o altă spălare. Este vorba de spălarea cu apa cea vie, care curăță nu trupul atât de mult cât curăță sufletul. De ce curăță sufletul nostru? O să vă uitați la micuța Iustina, cea cu chip de îngeraș, care acum se odihnește ca în brațele Maicii Domnului, pentru că asta simbolizează nașa. Ea are aretip pe Maica Domnului, care este mama desăvârșită a noastră tuturor. Iar nașa este mamă domnicească, la fel cum mama trupească îi alături și se trudește pentru creșterea fizică, nașa și respectiv nașul sunt chemați să lucreze pentru creșterea domnicească a fiilor sau a fiicelor lor pe care au primit prin taina Sfântului Botez. Deci, iată, spălarea nu se referă la spălarea trupului, ci se referă la spălarea sufletului. Și ne-am zice, ce păcat ar putea avea micuța Iustina Ingrid în cazul de față? Un îngeraj în piele și oase, cum se spune așa, în trup? Ea nu are niciun păcat, este la vârsta curăției. Dar are o moștenire pe care fie că vrea, fie că nu vrea, și ea, și noi la vremea noastră, și copiii care vor mai urma, o vor moșteni. Moștenim de la părinții noștri trăsăturile fizice, psihice, dacă vreți.
prin ceea ce numim noi biologic ARN, ADN, dar mai moștenim dovnicește încă ceva. Noi numim bisericește, teologic, păcatul strămoșesc. Este, dacă vreți, plecarea omului, a plecarea lui spre păcat. Această neputință noastră în care ni se pare mai firesc a fi păcătoși, ni se pare mai firesc a fi rob și roabe, decât a fi fi și fiice a împărăției cerurilor. Vedeți, când formulăm așa, ni se pare, conștientizăm oarecum că noi ducem o viață, iertați-mi expresia, nu o zic eu, ați o preasfințitul, preasfințitul, îmi scap acum numele, Iustin Paremise, ducem o viață oarecum schizofrenică, dovnicește vorbind. Că Domnul ne continuă cheamă să fim fi și fiice împărăției sale și noi refuzăm cu îndârjire și vrem să fim robi și roabe. Dar în bine, în iubire, în libertate, nu există robie. Robia este doar în păcat. Și atunci, vedeți, alegem adeseori, prin plecarea noastră spre păcat, alegem păcatul, zicând că toată lumea este așa. Când Domnul vine la fiecare liturghie și de fiecare dată spune, vino fiica mea, vino fiul meu, nu ne arată obrazul, nu ne judecă, nu ne categorisește, ci ne ia și pune pe umerii noștri haina cea nouă, pune în picioare noastre bătătorite de calea păcatului, adeseori atât de aspră, că păcatul pare dulce, dar avem multe de plătit pentru el. Pune încălțămintea cea nouă și pune în degetul nostru semnul domniei, apartenențe noastre la sângele regal. Așa cum vedeți că toți regii, reginele aveau, noi numim ghiul, era de fapt un sigiliu domnesc, care atesta faptul că persoana care purta acel sigiliu era de viță nobilă, era neam împărătesc. Și Domnul pune în chip nevăzut la fiecare liturghie acest sigiliu pe degetul nostru, reconferindu-ne iar și iar și iar statutul de fi și fiice a împărăției, de fi și fiice a împăratului. Că de-aia spunem Tatăl nostru, numindu-L pe Părintele Cel Ceresc, pe Dumnezeul atotputernic și atotcreator, creator, Tatăl nostru. Înseamnă că noi suntem fii și fiicele Lui. Și de fapt, prin taina Sfântului Botez, ce se întâmplă? În primul ritual, se dăruiesc tot ceea ce am vorbit și multe altele pe lângă cele pe care le-am amintit aici, dar mai mult decât atât, îi se conferă și s-a conferit astăzi micuței Iustina Ingrid statutul conștient de fiică a împărăției cerurilor, de fapt de fiică a lui Dumnezeu. Că mai înainte de a deveni fiica lui Robert și a Mirelei prin nașterea cea fizică, de fapt sufletul ei a fost plămădit în împărăția cea cerească și trimis în pântecele Maicii sale, de unde s-a îmbrăcat temporar, 80, 90, 100 de ani s-a îmbrăcat în trup de carne și oase, călătorind, pelegrinând prin lumea aceasta, și în acest pelerinaj nu face decât să se pregătească pentru întoarcerea acasă în împărăția lui Dumnezeu. Ar fi multe de zis, dar am vrut să pun în sufletele frăților voastre, ca unii care v-ați arătat împreună rugător cu noi slujitorii la această sfântă taina botezului, și este atât de important. Să știți că nu masa face bucuria botezului. Acolo e o masă ca toate celelalte. Putem să mâncăm într-un chip festiv ori de câte ori ne convine nouă și ne permite. Taina botezului a fost aici, acum. Ceea ce a fost a micuței Ingrid, a micuței Iustina Ingrid, s-a întâmplat aici, acum. Dincolo, să mă iertați, o să fie ale noastre, ale celor mari, care vom mânca, care vom dansa, ne vom bucura. Nu o să mănânce friptură micuța Iustina, nu o să danseze micuța Iustina, nu o să servească nimic din ceea ce servim noi micuța Iustina, pentru că ea mai înainte toate a servit o mâncare și va servi o băutură care îi conferă veșnicia. Și când te întâlnești cu veșnicia, iubiții mei și dragele mele surori în Hristos Domnul, nu-ți mai trebuie nimic din cele trecătoare de pe pământul acesta. Să-i dăruiască Dumnezeu micuții Iustina veșnicia, binecuvântarea,
Iar raza de soare a Duhului Sfânt care a s-a pogorât peste ea la taina Sfântului Botez se umple sufletul în fiecare zi a vieții ei cu căldura cea cerească și cu nădejde de mai bine, atât în viața aceasta trecătoare, cât și în viața cea veșnică. Amin. Doamne ajută!